Salutare picanților, cred că toată lumea știe, adică nu aveți cum să nu știți dacă nu sunteți cel puțin picanți adevărați. Cred că toată lumea știe că acum 5 zile am lansat o super mega fire piesă, un proiect foarte foarte frumos alături de iubita mea Bibi. O piesă cu un mesaj foarte interesant, spun eu, și o piesă care sper că va ajuns acolo la sufletel. Piesa a mers destul de repede, adică ne-am mișcat foarte foarte rapid cu ea și nu puteam să facem această piesă fără ajutorul lui Liviu Teodorescu. Te pup, țirele. Și nici fără ajutorul băieților de la Loyal Trip Cartel, care au făcut o super mega treabă cu videoclipul. Deci a ieșit un clip de nota 10, fără greșeală, spun eu, atenție, și nu prea spun lucrurile astea așa de des. Și nu o spun că este piesa noastră, a mea și a lui Bibi, o spun așa, că chiar mi se pare un clip foarte, foarte bun. Am văzut că piesa a avut niște reacții foarte, foarte frumoase, că v-a plăcut foarte mult piesa și am văzut chestia asta și din comentarii și din like-uri. Adică are aproape 100.000 de like-uri, 100.000 de like-uri în 5 zile. Și la comentarii nu mai spun, că sunt undeva la 40.000 de comentarii. Și din 40.000 de comentarii, cred că 39.000 sunt pozitive. Adică sunteți cei mai tari, vă iubim foarte, foarte mult și sunteți niște picanți și niște bibișori de nota 10 și vă pup tare, tare, tare. Însă, acele 1000 de comentarii negative pe mine chiar m-au afectat. Nu au fost din cauza feței mele, așa cum se aștepta toată lumea. Nu a fost din cauza asta. Nu a fost nici din cauza clipului. Adevărații hateri au comentat că eu și Bibi am avea autotune pe voce. Nu se poate așa ceva. Așa ceva nu este posibil. Noi nu avem autotune pe voci. Și ținând cont că suntem la conservă, băgați acolo la carantină, așa toată lumea, din cauza coronavirus, din cauza virusului COVID-19, m-am gândit să profit această ocazie și o să facem live-uri în fiecare zi de la ora 9. Iar vloguri ca acestea nebune și poate și mai nebune o să postăm aproape în fiecare zi. Hai să zicem o zi, dar o zi nu, ca să nu fac promisiuni așa degeaba. Și pentru că o să postăm vloguri așa de dese, am nevoie și de o idee, așa că prin acest videoclip o să review cea mai șmecheră serie ever! Ever, 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 pentru că au început toți artiștii să dea cu proiecte muzicale. Cum ar suna X și Y fără autotune? Cum ar suna X și Y fără autotune? Așa că dacă vreți să continuăm cu această serie mirobolantă și super, super tare, nu uitați să rupeți butonașul de like. Dar înainte de a apăsa butonașul de like, nu uitați să vă dezinfectați cu spirit. Așa că astăzi o să ascultați cum sună toate fostele fără autotune. Și asta e și reacția oficială a mea. Mamă, bine, am mai văzut clipul, vă dați seama, dar este reacție filmată. Țirelo, te pupăm, Țirelo. Mulțumim mult de tot, de tot suportul și tot sprijinul tău, ce mai tare. Ce, între noi e tot o farsă de-a ta, nu? Nu, baby, pentru tine m-am schimbat. Bum! Acum, întrebarea care stă pe buzele tuturor: oare Bibi a reușit să spargă paharul din prima? Câte duble s-au tras? Câte pahare s-au spart? Ei, vă spun, pentru că am văzut foarte multe întrebări de genul ăsta în comentarii, dar nu am reușit să tragem această scenă din prima. Ar trebui să spargem două pahare, ăsta este al doilea pahar, dar eu cred că a ieșit foarte, foarte, foarte bine și că nu am prăpădit prea multe pahare, pentru că Bibi a fost tare rău de tot pe pahare și a spus să spargă paharul și a ieșit bine rău de tot. Bă, și nu râdeți, pentru că nu e așa ușor să spargi un pahar, pentru că trebuia să-l sparg în așa fel încât să nu ne vine nici nouă în ochi, să nu se accidenteze nici ea și în așa fel încât să nu facem nici prea mare mizerie. Da, pe tine toate fostele, tu nu ești ca toate fetele, da, pe tine toate ferile. Foarte șmecher scrisul ăla, îmi place foarte, foarte tare scrisul ăla de acolo. Trecutul l-am uitat deja, eu văd pe tine pe amândoi, nimeni altcineva. Picatele astea colorate și tot îmi place. Bate inima, am mai bătut și înainte, dar nu pentru cineva. Te-am cunoscut în întuneric, m-ai aprins ca pe scânteie. M-aș încătușa cu tine, doar dacă uităm de cheie. M-aș ierta cu tine, pentru că-mi place să te-mpac, baby, doar pentru tine. Fac cu diavolul pact. Băi, nu știu ce părere aveți voi de această piesă. Eu am citit printre rânduri, pentru că erau undeva la 40.000 de comentarii și nu puteam să le citesc pe toate. Dar mie îmi place foarte, foarte tare piesa asta. Și nu neapărat că e ideea mea, și nu neapărat că am compus-o noi, și nu neapărat că este piesa noastră, dar îmi place tot cum a ieșit și tot. E forță rău de tot. Aș da pe tine toate fostele, tu nu
ești ca toate fete. Așa pe tine toate verile. Vine și rănile ștergi urme. Așa pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Așa pe tine toate verile. Vine și rănile ștergi urme. Ai dat pe mine toate fostele. Tu nu te joci, tu vrei să-mi adu stelele. Știi cu mine, nu prea-ți mă textele. Lasă cartea jos, arată-mi dragoste. Inima-mi vorbește numai de tine, yeah. Am fost băianul când... Așa că acum, odată pentru totdeauna, ca să nu mă mai bateți la cap, cum sună toate fostele fără autotune? Trecutul l-am uitat deja. Te văd pe tine pe amândoi, nimeni altcineva, yeah. Îmi bate inima. Am mai bătut și înainte, dar nu pentru cineva. Te-am cunoscut în întuneric, m-ai aprins ca pe scânteie. M-aș încătușa cu tine doar dacă uităm de cheie. M-aș ierta cu tine pentru că-mi place să te împac, baby, doar pentru tine. Fac cu diavolul pact. Am mâinile gheață-n sloi, le încălzești imediat. S-a aprins foc între noi, nu se stinge niciodată. Am mâinile gheață-n sloi, n-am mai văzut așa fat. Mă-ncearcă zece emoții deodată. Așa pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Așa pe tine toate verile. Vine și rănile ștergi urmele. Ai dat pe mine toate fostele. Tu nu te joci, tu vrei să-mi adu stelele. Știi cu mine, nu prea-ți mă textele. Lasă garda jos, arată-mi dragoste. Inima-mi vorbește numai de tine, yeah. Ai fost băiarul când ai fost cu mine, yeah. Ai dat pe mine toate fostele. Dar în primul rând trebuie să-mi treci testele. Bafta. Deci cam așa sună piesa a capela fără autotune. Sper că acest clip să fie răspunsul tuturor întrebărilor legate de această piesă. Sper că vă place și sper că o dați replay în continuu acolo și ascultați piesa, pentru că este bombă, bombă, bombă pe pâine. Și vă mulțumim foarte mult pentru toată susținerea de până acum. Atât eu cât și Bibi vă pupăm tare, 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 tare. Vă iubim și sunteți cea mai tare comunitate. Nu uitați să rupeți butonașul de like dacă v-a plăcut acest clip și dacă vreți să continuăm seria, să facem la cât mai multe piese fără autotune. Nu uitați să rupeți butonașul de like dacă vreți să mai facem mai multe clipuri cum ar suna X și Y fără autotune. Și dacă ați vrea să facem o piesă fără autotune, care ar fi aceea, scrieți chiar acum în comentarii. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, v-am pupat, pa!